ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Un bărbat prins de jandarmi Băcăuani după ce a furat un smartphone într-un restaurant. Început de an școlar de nota 10 pentru elevii din Comănești, grație investițiilor în educație. Noi dotări și facilități pentru elevii din Gura Văi în anul școlar 2024-2025. Un bărbat a fost prins de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău după ce a sustras smartphone-ul unei doamne dintr-un restaurant din Bacău. Incidentul a avut loc ieri dimineață când jandarmii care asigurau ordinea publică au fost alertați de un cetățean despre furtul telefonului. Aceștia au primit o captură de pe camera de supraveghere care l-a identificat pe bănuit. Jandarmii au acționat rapid, efectuând verificări în diverse zone ale orașului și l-au găsit pe bărbat în autogara Bacău. Cu toate acestea, telefonul nu a fost găsit, bărbatul afirmând că l-a vândut unei alte persoane. Jandarmii l-au condus la sediul lor pentru a face mai multe verificări, fiind ulterior predat pentru continuarea cercetărilor secției 1 de poliție Bacău. Jandarmii Băcăuani îndeamnă cetățenii să solicite ajutorul prin numărul unic 112 în cazul în care sunt victime sau martori ai unor fapte antisociale. Început de an școlar de nota 10 pentru elevii din Comănești, grație investițiilor în educație. Deputata PNL Cătălina Ciofu a postat pe rețelele de socializare un mesaj de susținere și entuziasm cu privire la debutul anului școlar 2024-2025 în Comănești. Aceasta a evidențiat îmbunătățirile majore aduse infrastructurii educaționale din oraș, subliniind că investițiile realizate cu sprijinul primarului Viorel Miron au transformat școlile într-un mediu de învățare de nota 10. Elevii din Comănești se bucură de dotări și infrastructură de ultimă generație, grație investițiilor recente în educație. Ministerul Educației a pus la dispoziție fondurile necesare pentru modernizarea școlilor, iar colaborarea dintre administrația locală și echipa managerială a instituțiilor de învățământ a fost exemplară, a declarat Cătălina Ciofu. Deputata Cătălina Ciofu a transmis un mesaj de încurajare a elevilor, subliniind importanța colaborării cu profesorii și părinții pentru a atinge performanța academică. În plus, ea a subliniat rolul crucial pe care profesorii îl joacă în dezvoltarea tinerilor, afirmând că aceștia trebuie să pună în valoare potențialul elevilor, mai ales în condițiile de învățare atât de favorabile. Și sunt profesor de nota 10. Îi cunosc pe majoritatea dintre ei, pentru că și eu am fost elevă în Comănești până la absolvirea liceului, a adăugat Ciofu, amintindu-și cu mândrie de legătura sa cu comunitatea locală. Deputata a încheiat mesajul transmițând succes și putere de muncă elevilor și profesorilor, încurajându-i să profite de noile condiții pentru a obține rezultate cât mai bune în acest an școlar. Noi dotări și facilități pentru elevii din Gura Văi în anul școlar 2024-2025. Elevii din Comuna Văi, județul Bacău, vor începe noul an școlar 2024-2025 într-un mediu educațional modernizat, grație noilor dotări obținute prin fonduri europene. Primarul comunei Silviu Tinei a anunțat cu entuziasm că școala gimnazială numărul 1 din Gura Văi a fost echipată cu tehnologii de ultimă generație, un efort realizat printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Clasele sunt acum echipate cu table inteligente, laptopuri multifuncționale și microscoape, toate achiziționate din fonduri europene prin contractul de finanțare UEF-ISCDI numărul 396/2023-C15-PNRR. Valoarea totală a proiectului se ridică la 1.334.595,95 de lei, a declarat primarul Tinei. Proiectul nu se limitează doar la dotarea tehnologică a claselor. Silviu Tinei a adăugat că urmează să fie livrat mobilier nou, iar laboratoarele de fizică, chimie și informatică vor beneficia de echipamente noi, alături de sălile de sport, care vor fi modernizate cu facilități de ultimă oră. Investițiile în educație au fost, sunt și vor rămâne o prioritate pentru administrația din Gura Văi, a subliniat primarul, răspunzând astfel criticilor aduse în campania electorală, conform cărora comuna nu ar fi atras fonduri europene.
Accesăm constant finanțări nerambursabile europene pentru obiective atât de necesare dezvoltării comunei noastre, a adăugat primarul Silviu Tinei. Pe lângă îmbunătățirile aduse infrastructurii școlare, primarul a anunțat și o surpriză pentru elevi. În locul tradiționalului sandwich și fruct, elevii vor beneficia de o masă caldă și un fruct pe zi, o măsură ce vine în sprijinul sănătății și bunăstării copiilor. Primarul Silviu Tinei a încheiat mesajul mulțumind echipei de implementare a fondurilor europene din cadrul primăriei, subliniind că parcursul acestui proiect a fost un laborios și anevoios, însă rezultatele sunt vizibile și benefice pentru întreaga comunitate. Prin aceste investiții, Comuna Gura Văii demonstrează angajamentul de a oferi elevilor un mediu de învățare modern, stimulativ și sigur, consolidând educația ca pilon principal al dezvoltării locale. Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, a organizat la Galeria de Artă Teodor Paladi expoziția de pictură din Ale Vieții Valuri, semnată de artista Carmen Voisei. Pictura, în general, poate fi considerată frumoasă, ori, dimpotrivă, simplii privitori de tablouri o pot considera o pseudo-artă. Cu alți ochi privim însă o astfel de operă după ce ne este explicată de un cunoscător de artă. Stăpânește o zonă, aș spune eu, cosmică, cu îndrăzneală, dar și cu o libertate așa de exprimare. Iar de data aceasta, felul cum este panotată expoziția, este la înălțime și chiar mi-a făcut mare plăcere să văd lucrările, cum se îmbină între ele și cum vorbesc între ele, pentru că sunt două stiluri diferite de exprimare, dar în final v-am spus că formează o unitate, ceea ce este de admirat. Atunci când descoperim simboluri și sensuri care până atunci ne erau cu totul străine, culorile folosite prin viață, și ni se pare că nici nu puteau fi altele decât cele folosite de autoare. Și aflăm tot felul de dedesubturi ale muncii unui artist, fie că sunt valabile pentru toți artiștii, fie că se referă doar la artistul analizat atunci. Aceste explicații se dau pe îndelete uneori și de către artist. Expoziția trebuia să aibă loc să fie a fetei mele. Din motive bine întemeiate, a trebuit să iau locul și să profit de ocazie că am stabilit să fie expoziție în această galerie. Și m-am sincronizat frumos cu doamna Carmen Gâtlan. E într-adevăr o tipă care are o forță nea extraordinară. Nu prea-și cunoaște ea forța, dar e foarte talentată. Și în același timp, cred că ne-a unit o prietenie frumoasă, mai ales când am avut din ianuarie activitatea cu Grigore Vieru și copiii noștri de la Școala Populară. Au cântat, au dansat, a fost foarte frumos la Galeria Victoria. Cred în continuare într-o colaborare frumoasă, pentru că își dorește să vină și la Bacău și atunci cred că am să mai coptez câțiva dintre artiști și o să încercăm să-i aducem la Bacău. Carmen înseamnă cântec, nu? Carmen, Carminis, în limba latină, înseamnă cântec și asta îmi slujește mie unei ușoare speculații și anume că, cel puțin, Carmen Voisei cred că face efortul de a ne reconstitui sincretismul artelor, parțial, evident, pentru că poate știți, Carmen Voisei este și autoare de poezie, de volume de poezie și în același timp ca directoare a Școlii Populare de Arte și Meserii Ion Ghelu de Stelnica din Bacău. Într-o cadență impresionantă, practic aș spune că în fiecare sezon important, Carmen ne surprinde printr-o ingeniozitate și aș spune o inteligență artistică remarcabilă. Cu o plecare spre mai multe forme de manifestare și expresie artistică, spre poezie și pictură mai cu seamă, Carmen Voisei a publicat până acum 3 volume de versuri. A pictat icoane într-o tehnică personală, are o specializare în restaurarea operelor de artă și se ocupă în prezent de descoperirea și îndrumarea tinerelor talente, fiind directoarea Școlii Populare de Arte și Meserii Ion Ghelu de Stelnică Bacău.
La Dărmănești se desfășoară prima ediție a taberei de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, organizată sub egida Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, AZIA, asociație înființată în 2004 la inițiativa Asociației Franceze a Orașelor Istorice și a Ministerului Dezvoltării și Transporturilor, precum și a municipiilor Alba Iulia și Târgoviște. Alul președinte al asociației este Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, și au fost prezenți artiști de talie națională și internațională. Asociația are 2 vicepreședinți, primarul Dărmăneștiului Constantin Toma și Oana Blaghi, consilieră a primarului din Arad. Testarea s-a desfășurat în perioada 19-25 august 2024. 8 artiști plastici au pictat în ulei și acrilic. Vernisajul a avut loc duminică, ora 14, la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din strada Dumbrava. Vladimir Lozovanu, tot de la Chișinău, profesor la Bele Arte la Facultatea de Arte din Chișinău. Tata a 3 băieți, draveni, așa, toți artiști, de mititei încă, mititei, cel mai are Vladimir Lozovanu, cadru didactic de la Facultatea Anticoasă și de la Academia de Arte din Chișinău. Sunt bucuros că am ajuns în zona orașului Dărmănești și pentru prima dată sunt în județul Bacău. Sper să explorez această zonă nemaipomenită frumoasă, să impresiile să le pot expune pe pânzele mele, care o să bucure spectatorii și o să promoveze arta plastică în publicul local. Și pe lângă că sunt pictor de profesie, sunt și un meloman înrăit. Sunt nemaipomenit de fericit că am ajuns la acest festival. Am să stau, am să fiu foarte bucuros să vizionez spectacolul care va urma. Vă mulțumesc mult pentru invitație, domnul primar, mulțumesc. Mare drag, mulțumesc. Florin Viorel, de la Sibiu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Sibiu. Da, te rog. Eu, hai să zicem, o funcție pe care am câștigat-o de vreo 3 ani prin alegeri. Eu sunt profesor și eu la rândul meu, sunt doctor în pictură și față de colegii mei sunt, cred că, ultimul venit în această gașcă faină. Și sunt absolvent de Cluj, de la școala de la Cluj, renumită școala de la Cluj. Trebuie să spun, fiindcă majoritatea sunt de la București, venim așa cu o altă pată, să fie probabil pata de culoare de aici, noutate. Sper să mă primiți și să... Deja ca și oameni am închegat și de 2 zile petrecem clipă faină, în acest cadru minunat. Am fost înțepat și de o viestă, am integrat în natură, totul bine, perfect. Vă mulțumim mult de tot, domnule primar, doamna Carmen, mulțumesc pentru oferta pe care mi-a făcut-o și cu drag. Sper să mulțumesc fiu mândru de tine, cu drag. Din Târgoviște, simbolul nostru al vieții picturale din Târgoviște, profesor la Școala de Arte, Octav Venigărescu, și totodată inițiatorul unui Calea Luminii, cred că presa ți-a auzit de Calea Luminii, care are loc în Joia Mare a Paștelui Ortodox, acum 25 de ani. Mihai Șerbănescu a inițiat acest fenomen deja, unde Irina Nistor și personalități marcante, toate televiziunile sunt la Târgoviște. Acum, datorită conducerii noastre de acolo, se dă din plin, nu Mihai, adică atenția cuvenită. Mii de oameni sunt prezenți în Joia Mare a Paștelui la Târgoviște. Câte candele se aprind, Mihai, anul ăsta, câte candele au fost? Ținând cont că a fost cea de-a 25-a ediție, au fost vreo 6.000 de candele. 6.000 de candele. Care, cu care s-a sunt scris, așezate într-un anume fel, da. Uite, mă gândeam, spune-ne câteva asta zic, mă gândeam că ești un foarte bun purtător de cuvânt, vorbești așa frumos despre fiecare, da. Fiind aici și știind că urmează și un festival de muzică, mi-am adus aminte de ce spunea Blaga la un moment dat. Ușor nu e nici cântecul, nimic nu e ușor pe pământ, căci roa e sudoarea privighetorilor care toată noaptea au ostenit
cântând. Să știți că și în pictură e la fel. Dacă inversăm puțin muzica cu pictura, nu e departe, pentru că vor osteni lucrând, sigur, folosind în loc de note, culoare. Am să vă mai spun că a fost, domnule primar, cumva ales, pentru că Dumnezeu a pus culoare în tot ceea ce vedem. E fără voia noastră. Tot ceea ce vedem este colorat și are și formă, adică e și o sculptură, o sculptură colorată. Și faptul că de data asta s-a chemat și pictori, gândiți-vă că operele lor le veți vedea și peste 10 și peste 20 de ani, au viață lungă și pot vorbi, așa cum a spus mai devreme, de căsuța dumneavoastră, legată de pământ și de cei care au locuit acolo, să știți că pictura rămâne și poate să vorbească la rândul ei generațiilor. Așa că vă felicit că ați făcut și această alegere cu cei care își topesc oasele pe tărâm artistic. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică, întâmpinată cu onoruri la revenirea în țară. Mihaela Cambei, sportiva care a adus o medalie de argint României la Jocurile Olimpice de la Paris, a revenit la CSM Onești și a fost întâmpinată de către familie, oficial și susținători. Emoția și mândria au fost palpabile în momentul sosirii halterofilei, care a fost primită cu căldură și respect. Mulți au venit să o felicite personal pentru reușita remarcabilă și să-i arate recunoștința lor pentru efortul și dedicarea de care a dat dovadă. Oreșul care începe cu O, care începe cu An, care înseamnă 1, iată că halterele la aceste Jocuri Olimpice au făcut ca noi să fim pe locul 1. Alături de ei am mai avut 3 reprezentanți la Jocurile Olimpice, și chiar dacă nu au urcat pe podiumul olimpic, ei sunt olimpici, fiindcă au fost acolo și ne-au reprezentat cu mândrie. Și aici vreau să mă refer la Alin Țifirică, la atletism, aruncări. Și astăzi, antrenorul lui Alin, eu am rugat colectivul meu, gașca mea, gașca lui Pisigoi, antrenorii mei și tot staful, domnul Agache, care l-a dus pe Alin Țifirică la Jocurile Olimpice. Care după 12 ani au reapărut pe podium olimpic. Am avut 2 reprezentante, pe Amalia Ghigoarță și pe Lilia Cosma. Cred că și ele merită aplaude în lipsă. Și chiar dacă n-au urcat pe podium olimpic, s-au lansat echipa în primii 7. Clubul sportiv municipal Onești. Un club cu oameni mici, cu oameni, cu puțini oameni, dar cu suflet foarte mare, oameni mari. Și cu oameni mari, cum mi se spune și într-adevăr, îmi cer scuze, un club dedicat în totalitate către performanță, plecând de la atletism, ecoa, haltere, gimnastică, tenis, lupte, judo, fiecare antrenor acolo, în sala lui, în bucățica lui, încearcă să facă ce știe mai bine și s-a dovedit că reușesc să fac și nu vă ascund că deja 2028 a început, deja strategia pentru 2028 a început și acum am să revin la haltere și sperăm ca în 2028, lângă Mihaela, să vină și fratele ei, Lucian, care astăzi este medaliat european de junior. Bravo lui! Și a venit să știu. Și să sperăm că familia Cambei, mama cu tata, vor avea inimile suficient de puternice ca să suporte emoțiile la 2 sportivi la Los Angeles. Bravo! Este un rezultat cu 10 ani de muncă. 10 ani în care dacă n-aș fi avut Federația Română de Haltere lângă mine, nu știu cum aș fi reușit. Un rezultat în care am încercat permanent să ne susține, să nu afectăm cu nimic pregătirea Mihaelei. Mihaela să poată să meargă înainte ca să ne poată reprezenta la Paris. Și de aceea vreau să-i mulțumesc din tot sufletul
lui Alex Pădure, președintele Federației Române de Artere. Bravo! Noi am văzut la acest rezultat. Eu, cu președintele și cu moșul, a fost foarte greu să convingem lumea, dar, într-un final, am reușit să convingem pe toată lumea că ceea ce ne-am propus din 2020, Mihaela, care și-a dorit la fel de mult și cu care am discutat înainte, ne-a dovedit că ceea ce a promis în 2020 a realizat în 2024 și mulțumim, Mihaela, și felicitări încă o dată! Bravo! Amazona halterilor din România. Și cred că își merită cu prisosință numele pe care l-a dat Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Amazona de la haltere. Cătălina Ciofu, deputată PNL, despre situația elevilor și bursele școlare din anul 2024-2025. Deputata PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, a făcut recent o scurtă informare cu privire la începutul anului școlar 2024-2025, menționând atât numărul elevilor înscriși, cât și al profesorilor care predau în instituțiile de învățământ din România. De asemenea, a subliniat importanța burselor școlare acordate pentru susținerea elevilor cu rezultate deosebite, dar și pentru cei care provin din medii defavorizate sau care urmează învățământul tehnologic. Ciofu a evidențiat că aproximativ 3 milioane de elevi au început cursurile pe 9 septembrie, fiind sprijiniți de un corp didactic format din 300.000 de profesori și personalul auxiliar. În contextul îmbunătățirii infrastructurii educaționale, peste 800 de școli sunt relocate temporar, aflându-se în proces de reabilitare sau modernizare, iar aproximativ 2200 de unități de învățământ sunt incluse în programul Masă Caldă, oferind mese zilnice pentru 650.000 de copii. Bursele școlare, un sprijin pentru excelență și reziliență. Un punct important al informării a fost cel legat de bursele școlare acordate în anul 2024-2025, care variază în funcție de performanțele academice, dar și de situația socioeconomică a elevilor. Bursă de excelență olimpică 1, între 750 și 3.000 de lei acordate elevilor care au obținut premii la olimpiadele internaționale. Bursă de excelență olimpică 2, 700 de lei, pentru cei care au câștigat premii la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației. Bursă de merit minim 450 de lei, acordată pentru cel puțin 30% dintre elevii fiecarei clase de gimnaziu și liceu, cu o medie generală de minim 9,50. Bursă de reziliență 300 de lei pentru elevii din primele 30% care au avut o medie anuală între 7 și 9,50 sau cei cu afecțiuni oncologice sau cronice. Bursă socială minim 300 de lei pentru elevii din medii defavorizate. Bursă tehnologică minim 300 de lei destinată elevilor din învățământul profesional și tehnic. Bursă pentru mame minore, minim 700 de lei, oferită elevilor care au sub 18 ani și au copii în întreținere pentru a susține educația și integrarea lor școlară. Investiții în educație și sprijin pentru elevi. Cătălina Ciofu a subliniat că bursele oferite reprezintă un sprijin esențial pentru elevi, încurajând performanța academică și susținându-i pe cei din categorii vulnerabile. De asemenea, a subliniat importanța măsurilor luate de Ministerul Educației pentru a îmbunătăți condițiile din școli și a oferi un mediu educațional adecvat pentru toți elevii. Această informare vine într-un context în care România continuă să investească în modernizarea infrastructurii educaționale și în susținerea tinerelor generații pentru a asigura un viitor mai bun și o educație de calitate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri 13 septembrie, vremea se încălzește, iar cerul va fi noros. Pe alocuri pot să apară adverse de ploaie și descărcări electrice. Maxima zilei ajunge până la 27 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Sâmbătă 14 septembrie, vremea continuă să fie una rece. Cerul va fi parțial acoperit de nori, izolat pot să apară adverse de ploaie.
Maxima zilei va ajunge până la 18 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Duminică 15 septembrie, vremea continuă să fie una rece. Cerul va fi parțial acoperit de nori, pe alocuri apar adverse de ploaie, maxima zilei va ajunge până la 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 10 grade Celsius. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!